testarea și confirmarea împăratului. Dacă împăratul n-ar avea ceva de făcut, întrebarea mea este ce rost are să-l testez și să-l confirm, să-l testez pentru ce, să-l confirm pentru ce. Și asta este tema din dimineața aceasta, suntem în capitolul 3 și 4 din Evrei. Dar dacă împăratul trebuie să fie testat pentru ceva, poate că textul din Evrei, capitolul 5, versetele 7 la 10, vine și aruncă lumina asupra întrebării pe care am ridicat-o. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut, testat, verificat, confirmat, potrivit pentru lucrarea pentru care a venit pe pământ, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Pentru astfel de lucrare pe care nimeni altul nu putea să o împlinească, el trebuia verificat, trebuia testat. Și asta se desfășoară înaintea ochilor noștri prin capitolele în care ne aflăm în Evanghelia după Matei. Testarea și confirmarea pentru lucrarea pe care întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a venit să o facă pe pământ. Dar textul în care ne aflăm are trei tablouri. Primele 12 versete vorbesc despre botezul lui Ioan, apoi Domnul Iisus Hristos însuși este botezat în versetele 13 la 17 pentru că Duhul să-L ducă în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Botezul lui Ioan, botezul lui Hristos și ispitirea lui Hristos de către diavolul. Am subliniat tabloul din mijloc pentru că asupra lui aș vrea să ne focalizăm în această dimineață. Dar atunci când deschizi Biblia și crezi că Biblia se interpretează pe sine și ai probleme și întrebări într-un pasaj din ea, trebuie să citești un pic mai mult contextul. Pentru că contextul îți aduce lămuriri și îți aduce răspunsuri la întrebările tale. Și de aceea aș ancora tabloul din mijloc în celelalte două. În botezul lui Ioan și apoi în ispitirea Domnului Iisus Hristos. Dar ce spune Ioan despre propriul său botez? Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Vă botez cu apă spre pocăință. Este important să notăm că este un botez al pocăinței. Dar întrebarea este, de ce ar fi avut nevoie Domnul Iisus de el? El care n-are păcat, el care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat? De ce vine el la Ioan? Și uitați-vă ce se întâmplă, practic, versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Să pleci din Galileea pe jos, până în Iudeea, să vii la Iordan, pentru că a venit un străin îmbrăcat într-o haină de păr, încins la mijloc o curea și mâncând lăcuste și miere sălbatică. Să vii din Galileea special ca să fii botezat de el când tu nici măcar n-ai nevoie de botezul acesta? Observați, ridică întrebări problema și nu la întâmplare. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Bineînțeles, textul mă lasă cu o întrebare. Ce trebuia împlinit? Ce trebuia împlinit? Și dacă Ioan l-a lăsat și el s-a botezat, oare botezarea lui Iisus a împlinit ce trebuia împlinit? Întrebări la care trebuie să răspundem în dimineața aceasta. Ce trebuia împlinit? Și dacă botezul a împlinit ceea ce trebuia împlinit? De unde știm lucrul acesta? Sau să pun altfel întrebarea, care să fie semnificația botezării Domnului Iisus Hristos cu botezul pocăinței lui Ioan? Care să fie semnificația acestui lucru? Spuneam că sunt trei evenimente, botezul lui Ioan, botezul lui Iisus și ispitirea lui Iisus. Și ca să înțeleg
și să răspund la întrebările care le-am ridicat, trebuie să ancorez lucrurile în tablourile din față și de după botezarea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea aș începe cu primele 12 versete. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Locuitorii Ierusalimului și din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în Iordan. Dar când Ioan a văzut pe niște farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Să nu credeți că puteți zice în voi înși: vă avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că din pietrile acestea poate să facă Dumnezeu fii ai lui Avram. Iată că securia a fost și înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roade bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine și care este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i port încălțămintele, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată, acela are lopata în mână și își va curăți aria cu desăvârșire, va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arunca într-un foc care nu se stinge. Citind textul, câteva versete, ni se ridică tot felul de întrebări. În primul rând, dacă există o mânie viitoare, dacă există o mânie viitoare, cum se fuge de ea? Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și când auzim cuvintele lui Ioan, îi se ridică o altă întrebare. Dacă există o mânie viitoare, poate fi o cale greșită de a fugi de ea? Sau o cale corectă de a fugi de ea? Dacă e calea greșită și ajungi în fața ei, rămâi complet dezarmat. Aduceți-vă aminte de capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Să ajungi în ziua mâniei viitoare și să te întâlnești cu privirea rece a judecătorului și spune: aruncați-l în focul care arde cu pucioasă. Observați, este important să înțelegi că există și cum se fuge de ea, cum te ferești de ea. Dar nu o să stau lângă această întrebare, ci mă mut la cealaltă. Eu botez cu apă spre pocăință, spune Ioan, dar cel ce vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și am auzit tot felul de interpretări legate și de una și de alta. Și n-am să mă opresc nici lângă a doua întrebare în această dimineață. Vedeți doar că textul le ridică înaintea noastră. Ce înseamnă să fii botezat cu foc? Este un fel de etaj superior al botezului cu Duhul Sfânt, cum cred mulți? Da? Citiți textul. Am spus, când textul îți ridică o întrebare, contextul îți răspunde la ea. Și vă las pe dumneavoastră să vă frământați cu aceste întrebări. Mă întorc la botezul lui Ioan. Și botezul lui Ioan era un botez spre pocăință, nu spre mântuire. Un botez spre pocăință, nu spre mântuire. Și de aici se ridică întrebarea inițială. De ce a avut nevoie Domnul Iisus Hristos de ea? Și lucrul acesta este anunțat de Zaharia la nașterea lui Ioan Botezătorul. Țineți minte că atunci când el se îndoiește de mesajul îngerului, Elisabeta va rămâne însărcinată, se va naște un fiu, rămâne mut. Dar în momentul în care se naște Ioan și trebuie să-i dea numele, îi se dezleagă limba, Duhul coboară peste el și o prorocie superbă în capitolul 1 din Luca. Versetele 76-77 vorbesc despre viitorul acestui prunc abia născut. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, vei merge înaintea lui Dumnezeu ca să-i pregătești căile. Și versetul 77 spune: și se dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor.
Observați, ca mântuirea să fie posibilă, reală, păcatele trebuie rezolvate. Pentru că cel ce botează cu Duhul Sfânt poate boteza cu Duhul Sfânt doar pe cei care au avut păcatele iertare. Altfel, Duhul devine un foc mistuitor. Un foc mistuitor. Dar ca să dai cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor, Ioan trebuia să rămână doar la primul aspect. Să cheme pe oameni, să pregătească într-un fel lucrurile, pentru că numai Domnul Iisus Hristos poate mântui. Este singura cale spre Dumnezeu. Nu există altă cale, dragii mei. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. De unde știu că botezul lui Ioan, oricât de mulți ar fi venit la el și l-ar fi practicat, n-ajută în niciun fel la mântuire. Apolo tocmai plecase din Efes și pe urmele lui vine apostolul Pavel. Întâlnește 12 ucenici și le pune o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dar de ce pune întrebarea asta? Pentru că el leagă credința de primirea Duhului Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui, da? Noi credem în tot felul de lucruri și nu este un om fără credință, depinde în cine crezi. Dacă crezi în Ioan Botezătorul, primești ceea ce Ioan Botezătorul poate să-ți ia. Ori de câte ori te-ai cufunda în apa cu care botează el, el poate să spună doar că ești un pui de năpârcă și ești vinovat și ai nevoie de pocăință. Atâta poate să facă Ioan pentru tine. Numai Domnul Iisus poate să facă mai mult. Și de aceea când mulțimea în ziua cinzecimii strigă, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, și asta corespunde cu chemarea lui Ioan Botezătorul, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? A, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botezați fost botezați? Cu botezul lui Ioan, spun ei. Și Pavel le explică diferența. Fiecare îți dă ce are. Cât despre mine, spune Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Când ei sunt botezați în numele Domnului Iisus, Duhul se coboară peste ei. Așadar, botezul lui Ioan este un botez al pocăinței. De ce are Domnul Iisus Hristos nevoie de acest botez? De ce ține neapărat să-l facă? Care este semnificația botezării Domnului Iisus Hristos? Ca să înțeleg lucrurile acestea, trebuie să fac un pas mai departe, să recitesc textul. Versetul 13 spune, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească și zicea, eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Întrebarea este, prin botezarea lui Iisus s-a împlinit ce trebuia împlinit? Și ce trebuia împlinit? Care este semnificația acestui botez? Oare după ce a ieșit din apă, avem confirmarea că ceea ce trebuia împlinit s-a împlinit? Era necesar botezul acesta pentru unul care nu trebuia să se pocăiască, n-avea păcat în niciun fel, care era întrupatul Fiul al lui Dumnezeu? Citiți textul mai departe, versetul 16. După ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și îndată, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și textul spune că s-a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând peste el în chip de porumbel și venind peste el. Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. O primă confirmare, nu-i așa? Dar imediat textul continuă. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Atunci când citești Biblia, oprește-te din când în când și pune întrebări. De pildă, una din întrebări care mi s-a ridicat mie este... De ce era nevoie de povestea asta? Când Matei își începe Evanghelia zicând că artea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Ori fiul lui David și fiul lui Avram, adică descendenții lui David, oricare dintre ei și descendenții lui Avram, oricare dintre ei,
a fi fost potriviți pentru a ne mântui pe toți? Nu. Și de aceea vine confirmarea Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să împlinească promisiunile făcute lui Avram și prin Avram la toate familiile pământului și lui David pentru tronul lui Dumnezeu. Dar întrebarea rămâne, de ce după botez a venit confirmarea și nu înainte de botez? Și povestea asta ridică, dragii mei, tot felul de dezbateri teologice. Există teorii care spun că Domnul Iisus a devenit Fiul lui Dumnezeu tocmai prin botezarea lui în Iordan. Atunci Duhul s-a coborât peste el și atunci a venit confirmarea. Până atunci a fost un om ca și noi, născut dintr-o fecioară. Ai putea merge pe linia asta dacă nu te-ar contrazice Biblia. Și atunci întrebarea rămâne, oare nu cumva faptul că după botezarea lui a venit Duhul, s-a deschis cerul și a vorbit Tatăl, subliniază adevărul cuvintelor Domnului Iisus? Trebuia împlinit lucrul acesta. Dar dacă el a fost botezat, oare coborârea Tatălui este dovada că lucrul acesta realmente trebuia împlinit? Care să fie semnificația botezului Domnului Iisus Hristos? Pentru aceasta aș face o comparație între două evanghelii, Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca. Dar îngăduiți-mă o paranteză, de ce să ies din cadrul Evangheliei după Matei și să încerc să corelez cu alte texte din Biblie? Nu-i foarte mare noutate să vă spun că atunci când deschidem Noul Testament, întâlnim patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, sinopticele plus o carte mai ciudată. Nu știm care e prima și în ce ordine au fost scrise. Dar ce este o evanghelie? Este o împletire dintre cuvintele Domnului Iisus și cuvinte despre Iisus. Aici am contextul vieții lui Iisus și între trăirea lui pe pământ și scrierea evangheliei au trecut 30-60 de ani, da? 30-60 de ani. Dar de ce era nevoie de patru evanghelii când e vorba despre același protagonist, același personaj, despre Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui? Dragii mei, nu știu. Dar pentru că îl văd pe Ken aici, îl întreb. Între un solo și un quartet, care e diferența? Dacă am un quartet vocal, am patru linii melodice care se despart și se ating și se împletesc și creează o armonie incredibilă. Da? Dar dați-mi voie să las Biblia să vorbească. De pildă, aș apela la o ilustrație din Ezechiel, capitolul 1, versetul 10. În 597 înainte de Hristos, Ezechiel este luat și dus în robia babiloniană. Daniel deja fusese dus în 605. Și pentru că el era preot, la un moment dat, Dumnezeu îi dă o vedenie, o viziune. El vede slava Domnului coborându-se, tronul lui Dumnezeu. Cineva era pe tronul respectiv, ca o cupolă de sticlă, niște heruvim purteau tronul, niște roți imense cu ochi. Și când citești textul, ești absolut buimac, nu înțelegi nimic din ce e acolo. Și te întreb, ce-o fi văzut, un ozeneu sau... ce-a văzut? Dar ceea ce îl surprinde este că tronul era purtat de heruvim și sunt descriși aripile lor și picioarele lor. Și... dar ceea ce pare ciudat este că fiecare heruvim avea un cap. Dar capul heruvimului avea patru fețe. Înainte, stânga, dreapta și înapoi. Și el vede ceva special. Înainte era o față de om. La dreapta era o față de leu. În stânga era o față de bou, înapoi era o față de vultur. Același heruvim. Dar de ce își leagă Dumnezeu tronul lui de creația lui? Ce îl interesează pe Dumnezeu? Un om, un leu, un bou sau un vultur? De ce îl interesează? Dar acum imaginați-vă că trebuie să compun cele patru imagini într-un singur cap. În patru direcții. Și ciudat, fiecare mergea drept înainte. Imaginați-vă, ca și cum ai umple universul deodată. Drept înainte, spune Ezechiel. Nu știu cine a încercat să zugrăvească ciudățenia asta heruvimilor cu toate fețele legate de un singur cap. Dar să las povestea să mă duc în Apocalipsa. În capitolul 4, Ioan vede o ușă deschisă în cer și aude un glas. Suie-te aici! Și Ioan este dus... și se pomenește în tronul, în sala tronului lui Dumnezeu.
Pe tron stătea cineva, tronul era înconjurat cu un curcubeu, îți ia ochii tot ce e acolo. În fața tronului este o mare de sticlă, 7 candele, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. Tronul era susținut de 4 făpturi vii, cu ochi pe dinăuntru și pe din afară. Și foarte interesant, una din făpturi vii avea o față ca de om, cealaltă ca o față de bou, a treia ca o față de leu și a patra ca o față de vultur. Și exact în ordinea aceasta sunt prezentate evangheliile în Noul Testament. O față de om, o față de bou, o față de leu și o față de vultur. Dacă iau evangheliile, Matei este leul din seminția lui Iuda, împăratul. Marcu, robul Domnului, boul umil și slujitor. Luca, fiul omului, iar Ioan, fiul lui Dumnezeu. De ce 4 evanghelii? Dar uitați-vă cum se combină ceea ce îl caracterizează pe Domnul Iisus Hristos de-a lungul întregii lui umblări pe pământ. În primul rând, ca suveran, el a venit să domnească. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ca rob, el a venit să slujească. Ca fiul al omului, a venit să se identifice cu noi ca să poată purta păcatele noastre, să ne poată reprezenta în moarte și în înviere. Iar ca fiul al lui Dumnezeu, este singurul care revelează pe nevăzutul Tată, pe nevăzutul Dumnezeu. Dumnezeu este un Duh și cine se închină Lui trebuie să închine Duh și în adevăr. Nimeni nu L-a văzut vreodată. Niciun om, da? Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Imaginați-L pe Hristos, tronul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, îmbinând toate aceste aspecte, suveranitate și smerenie, umanitate și divinitate. Dacă cele 4 evanghelii vin și împletesc toate aceste lucruri, nu la întâmplare avem 4 și nu una. Acum că am înțeles de ce este important să privim aceeași realitate din diverse aspecte, aș vrea să mă apropii de cele 2 evanghelii care conțin genealogii. Nici Marcu, nici Ioan nu are o genealogie, doar Matei și Luca. Și acum că înțelegem de ce să comparăm, aduceți-vă aminte de faptul că Matei este cel care prezintă leul din seminția lui Iuda, este Evanghelia împăratului, Evanghelia împărăției, pe când Luca îl prezintă pe fiul omului care, unul dintre noi, s-a lăsat atârnat pe lemn în locul tău și în locul meu, ca fiul al omului, ca reprezentant al nostru, al tuturor. Care e diferența dintre ei doi? Matei este preocupat de istoria lui Israel. Matei este preocupat de istoria lui Israel, de aceea și începe cum își începe Evanghelia. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și el nici nu merge mai departe, da? Fiul lui David, fiul lui Avram. Dar dacă m-aș gândi la istoria lui Israel, aș lăsa începuturile ei și robia de 400 de ani și aș porni de la ieșirea din Egipt, trecerea Mării Roșii și 40 de ani de peregrinări prin pustie. Foarte interesant, când Moise vorbește despre istoria aceasta în 1 Corinteni, capitolul 10, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au trecut prin nor și mare, toți au fost botezați pentru în nor și mare pentru Moise. De ce trecerea Mării Roșii este definită sau gândită ca de un botez? Da? Au fost botezați pentru Moise. Dar de ce trebuia să fie botezați pentru cineva? Ar fi trebuit să intre în țară, dar răzvrătirea de la Cades Barnea a aruncat în peregrinajul de 40 de ani prin pustie. Să mă apropii de Domnul Iisus, pentru că Matei îl folosește pe Domnul Iisus să suprapună istoria lui cu istoria lui Israel. Și el începe cu ieșirea din Egipt. Nu-i așa? Când Irod vrea să omoare pe toți pruncii, atunci un înger îi spune, Iosif, ia pruncul și fugi în Egipt. După ce moare Irod, îngerul vorbește din nou. A murit cel care voia să facă rău copilului. Și el se întoarce,
Nu se oprește în Iudeea, ci urcă până în Nazaret. Și textul spune, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, am chemat pe fiul meu din Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. Ce urmează după ieșirea din Egipt? Sfârșitul capitolului 2. Capitolul 3, botezul. Dar dacă ei s-au botezat pentru Moise, oare pentru cine s-a botezat Domnul Iisus Hristos? După care urmează 40 de ani, nu, 40 de zile de ispitire prin pustie. Observați, secvența tablourilor este identică și atunci mă întreb, nu cumva Matei dorește să recapituleze și să răscumpere istoria lui Israel? Matei este scrisă evreilor pentru cunoscătorii Vechiului Testament și are cele mai multe citate din Vechiul Testament. Dar dacă Matei este preocupat de istoria lui Israel, care-i rostul lui Luca? Luca, dragii mei, deschide perspectiva la istoria întregii omeniri. Și o diferență uriașă între Matei și Luca, de perspectivele din care ei privesc același eveniment, Iisus Hristos. De pildă, în Isaia, capitolul 49, versetul 6, Dumnezeu spune robului său, este prea puțin lucru ca să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Nu-i la întâmplare faptul că Luca, în Faptele Apostolilor, discută tocmai despre lucrul acesta și mută de pe Matei pe Luca perspectiva. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Întreabă ucenicii pe cel înviat din morți. O, nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe asta Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Matei. A, dar lucrurile merg mai departe, Samaria și până la marginile pământului. Cum ar fi fost Hristos să vină doar pentru evrei? Eu și Petrică? Mai avem vreo nădejde. Eu sunt Beniamin, el este Petros, da? Dar pentru tacăl, spuneam dimineață, nicio nădejde. Și atunci, în situația asta, observați, Luca este important, pentru că Luca ne invită și pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Ne-l prezintă pe Hristos ca mântuitor al lumii, nu ca mântuitor al poporului său, deși la început a venit doar pentru ai săi. Dar după aceea și-a trimis împăratul slujitorii la răscrucea drumurilor să adune pe oricine vrea să vină, oricine vrea să vină la nuntă. Acum că am văzut relația dintre cele două evanghelii, care sunt singurele care conțin genealogii, dați-mi voie să privim puțin genealogiile din cele două evanghelii. Matei are această secvență de tablouri. Genealogia în capitolul 1, botezul în capitolul 3, ispitirea în capitolul 4. Luca face o schimbare. Botezul, genealogia și ispitirea. Toți termină pe ispitirea. Dar între primele două, Matei și Luca fac o inversiune. Întrebarea este de ce? Păi noi nu avem o biografie ca să fie obligat evanghelistul să meargă din pas în pas și avem tratate de teologie. Fiecare dintre ei vrea să comunice ceva. Oare ce vor să comunice unul și celălalt? Mă opresc lângă genealogia lui Matei. Este o genealogie descendentă, coborâtoare. Fiul lui David, fiul lui Avram, da? Și pe urmă începe Avram, Isaac, Iacov și coboară până ajunge la Isus. O genealogie coborâtoare. De fapt, ce urmărește Matei? Să recapituleze, să reediteze și să răscumpere istoria lui Israel. Când mă gândesc la Luca, Luca are o genealogie urcătoare, ascendentă. Iisus fiul lui Iosif, Iosif fiul lui Eli, Eli fiul lui Set fiul lui Adam, Adam fiul lui Dumnezeu. Abia a ieșit din apa botezului și îl urcă undeva într-un spațiu spiritual în care el trebuie să facă ceva, pentru care trebuia testat și trebuia confirmat. O genealogie urcătoare. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce l-a dus până în prezența lui Dumnezeu?
ca să ne aduc aminte de faptul că Biblia îl numește al doilea Adam. Al doilea Adam. Dar de ce era nevoie de el? Pentru că primul Adam, ne spune Geneza capitolul 5, a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască, a făcut ea binecuvântat și le-a pus numele de om în ziua când i-a făcut. Și pe urmă spune, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut pe Set după chipul și asemănarea lui. Dar de ce nu-i după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Pentru că prin cădere, dragii mei, ceva s-a întâmplat cu omul, ceva s-a întâmplat cu relația, alungarea din Eden are efecte incredibile în istoria omenirii și întrebarea este cine, cum ne va reîmpăca cu Dumnezeu, va redeschide porțile împărăției pentru noi. Și de aceea Luca îl aduce până în Eden, dragii mei, în prezența lui Dumnezeu și îl numește Fiul lui Dumnezeu confirmat de Tatăl, ca să dea o bătălie pe care primul Adam a pierdut-o. Și prin bătălia aceasta câștigată de el să ne redeschidă porțile împărăției. Asta înseamnă că el botează cu Duhul Sfânt, care împacă pe om cu Dumnezeu. Luca recapitulează și răscumpără istoria omenirii. Nu istoria lui Israel, istoria omenirii. Dar care să fie semnificația botezului Domnului nostru Iisus Hristos? S-a citit deja dimineața textul și mulțumesc Duhului Sfânt care te-a insuflat, Ken, pentru că nu m-am gândit că vom citi textul, dar lați-mi voi să vă aduc aminte. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Da? Trebuia să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere. Interesant, toți într-un fel vorbesc despre o genealogie și un botez, dar la ispitire și unul și celălalt se adună la oaltă și vorbesc despre același eveniment. Ispitirea în pustie, care are semnificații diferite pentru Matei, este recapitularea istoriei lui Israel, pentru Luca, recapitularea istoriei întregii omeniri. Problema este că noi nu putem compara botezul nostru, pe care îl practicăm după ușa asta, cu botezul Domnului Iisus Hristos. N-au una cu cealaltă absolut nimica. Și dacă am primit și noi botezul cu care a fost botezat Iisus Hristos, Pavel ne-ar întreba, ați venit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și noi ar fi trebuit să zice, băi, am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botezați fost botezați? Cu alte cuvinte, pe linia asta, nu putem face comparația, trebuie să ne mutăm în alte texte. Dar ispitirea Domnului Iisus Hristos, într-un fel, reverberează ispitirile noastre. Pentru că textul spune, el a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Ispita este asemănătoare pentru el și pentru noi. Și de aceea, dați-mi voie să încerc să vedem ce a vrut să facă Ioan, Matei și Luca. Matei, practic, a reeditat ispitirea din pustie a lui Israel. Și el, ca împărat al lui Israel, nu 40 de ani, ci 40 de zile, pentru că în 40 de zile, ispitit în toate felurile, este ca și cum ar fi răscumpărat toate falimentele poporului său de-a lungul celor 40 de ani, ca reprezentant al acestui popor. Dar Luca reeditează ispitirea din Eden, ca și cum Domnul Iisus Hristos a fost trimis să răscumpere toate falimentele întregii omeniri. Și acolo intru și eu și tu. Acolo intrăm cu toții. Pentru că sămânța lui Avram a vrut să aducă această binecuvântare la toate familiile, la toate familiile pământului. Pentru că amândoi vorbesc despre ispitire, dați-mi voie să citesc textul din Matei, capitolul 4, legat de ispitirea Domnului Iisus Hristos. Versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de... Ajutați-mă să vedem ce scrie aici. A fost dus de Duhul.
Dar cine-i Duhul? A venit peste el în chip de porumbel și zice, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Dar cine a hotărât ca el să fie ispitit de diavolul? Nu Domnul Iisus, ci Duhul, Dumnezeu, Sfânta Treime, probabil, era parte din planul lui Dumnezeu, toată povestea aceasta. A fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo n-a mâncat, n-a băut timp de 40 de zile și la urmă a flămânzit. Și când nevoia trupului a început să-și arate colții, a venit ispititorul. Cam așa face și cu noi, nu-i așa? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, oare a zis Dumnezeu? Țineți minte ispitirea din Eden? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și observați, ispita vine pe câteva planuri. Pâine, faimă, putere și influență. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestea să facă pâine. Spuneți-mi, a fi fost greșit ca Domnul Iisus să facă din pietre pâine? La fel de greșit cum a făcut din apă vin, da? Sau cum a mulțit pâinile și a hrănit 4.000 sau 5.000 de oameni? Numai în Matei avem două mulțiri ale pâinilor. A fi fost greșit? Nu. Și atunci, de ce zice, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, diavole, spune-mi, cum ar trebui să-mi trăiesc viața? Ascultând de șoapta ta sau de vocea tatălui meu care este? Eu sunt fiul lui. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiesc? Zice diavolul, am înțeles. Îl duce pe streașina templului și spune, aruncă-te jos! Uite, mulțime acolo, la ei ai venit, vrei să influențezi. Căci este scris, spune diavolul, și citează din Psalmul 91. El va porunci îngerilor lui să te păzească, te vor lua pe mâini, ca să nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și știe Scriptura. Știe Scriptura. De asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și atunci diavolul dă-o spune un munte foarte mare și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și i-a zis, ce zici? Toate ți le dau ție. Închide-te mie. Noi am tot vorbit despre semnul fiarei pe care îl primești pe frunte și pe mână. Dar ca lucrurile să ajungă pe frunte, trebuie să-ți intre prin urechi. Pentru că noi am fost așezați în furca edenică și în furca edenică am tot timpul două voci în urechile mele. Vocea lui Dumnezeu și vocea șarpelui. Întrebarea este, ce-i greșit? Să faci din pietre pâine sau să faci din pietre pâine la șoapta celui rău? Observați unde a fost problema. Pentru că odată ce ai acceptat șoapta celui rău, vei termina cu fața la pământ înaintea lui, cu semnul fiarei și pe mână și pe frunte, cu veșnicia asigurată alături de el. Ăsta este modul în care ispita vine în viața noastră. Dar Domnul Iisus biruie ispita zicând, este scris. Și trebuie să știi atât de bine ce este scris, încât chiar dacă diavolul ar veni cu este scris, să știi ce-i fals în afirmațiile lui. Interesant, și Matei și Luca vorbesc despre biruința lui Hristos asupra ispitei, fiecare în felul lui. Matei spune, atunci diavolul l-a lăsat și îndată au venit niște îngeri și au început să-i slujească. Ce citesc în textul acesta? Dacă Iisus s-ar fi închinat înaintea diavolului ca să obțină toate împărățiile lumii, ce-ar fi căutat îngerii la el? Că nu erau îngerii negativi, ci îngerii pozitivi. Cu alte cuvinte, Iisus a rămas în sfera de influență a lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, având Duhul lui în el și de aceea parte a împărăției lui Dumnezeu. Luca prezintă lucrurile puțin altfel. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Când a ieșit din Iordan, Duhul s-a coborât despre el, Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul și a rămas cu Duhul. Nu la întâmplare, David, după păcatul lui, se roagă, nu lua Duhul tău de la mine. Și plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea. Dați-mi voie să trag câteva concluzii.
Călătorim prin Evanghelia după Matei și am ajuns la o graniță. Dacă e granițele geografice, în Evanghelia după Matei ai trei blocuri de text. Ai o introducere pe care noi încheiem în dimineața aceasta, după care intrăm în lucrarea din Galileea și în lucrarea din Iudeea. Observați, în versetul imediat următor, Ioan aude Iisus că Ioan este închis și pleacă din Iudeea în Galileea și își începe lucrarea acolo, iar când și-a isprăvit lucrarea în Galileea, se întoarce în Iudeea să-și încheie lucrarea prin răstignire, înviere și înălțare la cer. Aș vrea să adun în câteva întrebări această primă parte din Evanghelie. Duminica trecută, Manu, călătorind cu noi prin primele două capitole, ne-a ajuns să răspundem la două întrebări. Cine este acest Iisus și de unde vine El? Dați-mi voie să iau cele două întrebări și să mă folosesc de perspectiva lui Luca și să deschid un pic fereastra mai larg decât o face Matei. Evrei, capitolul 1, primele patru versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Dar cine este Fiul? Doar Fiul lui David? Și Fiul lui Avram? O, nu! Cine este Fiul? El este moștenitorul tuturor lucrurilor. El este Cel prin care s-au făcut chiar și veacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, Cel ce ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Cine este El? O, nu este un om simplu? Dar de unde vine El? A fost a doua întrebare. Din Betlehemul din Iudeea, i-au spus preoții. Nu. El vine mult dincolo de istorie, dragii mei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Dacă încerc să desenez lucrurile, mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus care spune: adevărat, adevărat vă spun că înainte să se fi născut Avram sunt eu. De unde vine El? Mă pot opri în Betlehemul din Iudeea? Sau din Egipt? Nu. Nu mă pot opri nici măcar la Avram. Observați, El vine din veșnicii și pe urmă se va întoarce în veșnicii. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El n-a devenit Fiul lui Dumnezeu în apa Iordanului? El era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, ca Iisus Hristosul. Dar textul de astăzi adaugă și a treia întrebare. Lângă cine este, de unde vine, ce a venit să facă? Ce a venit să facă? Dați-mi voie să citesc textul mai departe, din capitolul 1 din Evrei. Cel care a venit să facă curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Vreau să închei cu un gând aplicativ. Spuneam că n-are rost să comparăm botezul nostru cu botezul lui, deși sunt elemente care ar putea să fie puse una lângă alta, dar cu siguranță putem compara ispitirea lui cu ispitirea noastră. Pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, noi suntem ispitiți în toate lucrurile ca și El. Cu alte cuvinte, dacă aș lua un gând aplicativ în acest domeniu, mi-aș pune o întrebare simplă. Pe ce sunt dispus să-L vând pe Dumnezeu? Care-i prețul pe care mi-l oferă cel rău ca să-i întorc spatele lui Dumnezeu? Pe ce sunt dispus să-L vând pe Dumnezeu? Dragii mei, vreau să vă spun, majoritatea dintre noi îl vindem pentru o bucată de pâine. Pentru o bucată de pâine. Interesant, Matei spune ferice de cei săraci în duh, Luca spune ferice de cei săraci. Și te întreb, ce vrea să spune? Un boț de mămăligă care se interpune între mine și Dumnezeu, dragii mei, mă face prea bogat ca să pot moșteni împărăția. Dacă lucrurile materiale pe care mi le doresc mă împing spre compromisuri, spre 666, aproape 7, dar niciodată acolo, dragii mei, mi-am vândut veșnicia. Pentru ce? Pentru 30 de arginți?
Pentru loc de muncă? Pentru ce? Dar să presupunem că am trecut dincolo de baza piramidei lui Maslow și am urcat un pic mai sus și acum mă interesează numele pe care îl port. Da. Și atunci mi-aduc aminte de oferta lui Nimrod să dizidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului și dăm din coate de dimineața până seara ca după numele nostru să mai fie un DR sau un BI sau un mai știu eu ce, da? Și ne cățărăm pe scara socială și încercăm într-un fel și bine faci dacă ne-ai uitat de Dumnezeu. Dar foarte mulți oameni, dragii mei, ajung să-L vândă pe Dumnezeu să-și păstreze postul. Eram în Reșița și vorbeam unei săli pline și la un moment dat un domn se ridică și strigă cât îl ține gura. Voi, predicatorilor, îmbătați pe oameni cu cuvinte și nu le spuneți ce au de făcut. Eu am înlenit, nu l-am văzut în viața mea. Era un intelectual, de la o poștă puteai să citești lucrul acesta. I-am aflat istoria. Directorul filarmonicii, ca să-și păstreze funcția, a întors spatele lui Hristos. Și acum, bătrân, bolnav, pensionar, s-a gândit la veșnicie. Când a aflat care iertare, dragii mei, v-am spus și altă dată, a venit să-mi sărute mâna. În viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva. Pentru ce îl vând pe Domnul? Sau poate că te-a pus șeful undeva, nu? Și dacă ești șef, trebuie să dai din coate, să dovedești că ești. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci fi împărat peste acest pământ. Observați, ispita vine exact la fel. Tot începe cu o șoaptă în ureche, care devine o închinare și care îmi hotărăște veșnicia. Dar întrebarea este, cum de fapt îl vând pe Dumnezeu așa de ușor? Cum? Vă aduceți eu aminte de Eden și de ispitirea din Eden pe care o reeditează Luca. Femeia se pomenește între două vorbiri. Dumnezeu a zis, șarpele a zis. Acum, dacă ai un pic de înțelepciune, te uiți la cine vorbește. Dumnezeu avea enorme aturi de partea lui, toată grădina Edenului, toată creația. Ce avea șarpele? Nimic. Dar ispita a fost foarte bine țintită. Vei fi ca Dumnezeu. Cunoscând binele și răul, vei fi ca Dumnezeu. Ce-a uitat Eva este că nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați. Așa ne vindem, îl vindem pe Dumnezeu, ascultând de șoaptea celui rău. Veți fi robul aceluia de care ascultați. Dar pe mine mă interesează mai degrabă cum aș putea ieși biruitor când îmi trăiesc viața în furca edenică, alegerii între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Care este cheia? Dragii mei, Pavel ne spune în multe texte, dar în Roman, capitolul 8, versetele 12 la 14, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară, faptele trupului veți trăi. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cei ce trăiesc ascultând de șoapta lui Dumnezeu, de ceea ce scrie Dumnezeu corect interpretat, sunt fii ai lui Dumnezeu, spune textul. Ispita va veni pe toate aceste paliere. Avem o singură șansă și vreau să vă spun că în dibăcia lui această șansă ne-o fură diavolul. Nu s-a schimbat nimic din Egipt până astăzi. Dați-le mult de lucru ca să n-aibă vreme să umble după năluci, să n-aibă vreme să mai citească Biblia, să fi uitat că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Și să cunoști atât de bine ce este scris, încât chiar dacă diavolul ar veni cu este scris și cu citate după citate, cum credeți că este atâta teologie falsă, dragii mei, în jurul nostru? Cum credeți că s-a întâmplat lucrul acesta? Simplu. Diavolul a venit cu Biblia și a zis, este scris. Și am început să ne jucăm cu ea, scoțând textele din context și ne frângem gâtul și ne duelăm unii cu alții. Doamne ajută! Doamne, dă-i zbândă. Amin.